Alexandra! Bună seara! Bună, bună, vă pup! Te pupăm voiam, și noi! Voiam să te pup, draga mea! Să te ținem la curent cu evenimentele, pentru că acum 2 sau 3 zile... Știi că a venit Aurel la noi și a spus, da, am pe cineva! Ei bine, surpriza... Îi felicit! Să se țină de mână, să fie fericit! Le doresc tot binele din lume și au dreptate, chiar se potrivesc de minune! Măcar să zici din inimă dacă zici, să nu-și cu răutate! Nu cu răutate, dar am văzut că mai devreme Diana a afirmat că eu sunt o persoană falsă. Ar trebui să-și vadă de persoana aici de cum e ea, de cum sunt eu. Eu credeam că sunteți prieten, Alexandra. Eu la insulă am văzut că păi voi v-ați înțeles bine. Dar uite că femeile în ziua de azi sunt cum sunt. Eu nu o să mă las târâtă în povestea asta a lor și chiar le doresc să fie fericit. Aha, deci te-a deranjat ce a spus ea, în sensul păi în care... normal că m-a deranjat, e normal. Iartă-mă, îmi cer scuze dacă am făcut o jignire la adresa ta, eu știi doar că spun ceea ce gândesc. O, iară-i gură proastă, măi, ai fată bună, da? Gura o strică. Foarte bună, da, să fii fericit. Foarte bună, să fie de cum era aia, da. Cristi. Da, acum era, nu? Să fată bună, să fie de capul ei. Să fie de capul ei, da. Bun. Cred că până la urmă apele să așează, în sensul în care Aurel, deci practic pe tine acum n-ar trebui să te mai deranjeze nimic pentru că zici că rana s-a închis. Nu, mă deranjează și chiar se potrivesc, adică în sfârșit sacul și peticul s-au găsit. Adică cum, dragă? Bine de tot, Alexandra, deci! Zici și tu, mă, frumoasa și bestia adică sau altceva. Adică se potrivesc. Să da sacul și peticul. Au zis da. Singur cu gura lor. Cum e ea, e și el. Se potrivesc. Asta se întâmplă. Sunt dezbunoasă. Ai spus așa cu un mod ironic, așa, da. Sacul și peticul? Nu. El are o anumită gândire și ea are fix aceeași gândire. Eu o știu pe ea de pe insulă. Adică am trăit cu ea în casă 20 de zile. Știu cum gândește. Da, da, știu și de el unde știi tu că poate am fost și eu falsă ca tine și ca restul? Păi cu ce am fost eu falsă? Alexandra, nu sunt vreo falsă. Dar tu ai bănuit ceva. Când vorbeam noi și ai spus că el s-ar putea să aibă pe cineva, te gândeai vreo secundă că este vorba de Diana? Da, știam. Nu mai contează. Sincer, nu contează. Adică bănuiei? Adică știai ceva? Nu contează. Contează că ei sunt împreună, contează că sunt fericiți, contează că au un viitor în față, contează că eu nu exist între ei și probabil nici altcineva. Dar și-o tot la cununie. Da. Te așteptăm la cununie, a zis Aurel. Da, mă fac că n-am auzit, că nu sunt... Alexandra, tu ești o doamnă. Nu știu, sunt chiar mândră să fiu invitată la cununie și nici nu vreau să vin și nici nu o să vin, am să caut. Te invităm sunt și la botez dacă indiferente. Vrei. Auzi, și la botez te-ai invitat, Diana. Mă, dar să știi că da, această generație de la insule, de mult mă tot uit, dar voi ați fost așa mai cu scăpărici, așa, cu sare, da, cu da, piper. Da, da, în anii trecut n-a fost agitație așa. Nu, asta a fost o agitație foarte mare. Depinde foarte mult de caracterul omului și de cum e el construit. Așa se pare e. Că pentru ei n-a contat lumea din jur, n-au contat cunoștințele, n-au contat relațiile familia, care s-au format acolo, au trecut mama, peste orice și... Alexandra, știi ce-mi pare mie rău? Că tu nu ai profitat într-un fel și ai fost prea cu minte. Bianca, lasă că Dumnezeu are grijă de toate și... Logic, așa e. Dumnezeu. Te rog eu frumos, Alexandra, te rog eu frumos, fii doamnă și ei... Ok, mă mulțumesc frumos Aurel, pentru compliment. Aurel, să te rog frumos să nu-mi dai mie sfaturi, vezi de relația ta. Fiindcă iubirea schimbă tot. Da, în fine, într-adevăr, iubirea schimbă tot. Dar pe de altă parte, uite, vezi, cumva acum un an de zile era așa și omul ăsta, cât ați fost împreună? 3 ani. Deci a fost 3 ani, nu? A fost, bine zis, a fost. Aia zic. Deci ai crezut în el, l-ai iubit, nu? A trecut. A este trecut. La trecut. Toate voi... cuvintele sunt la trecut. Îl vedeai bărbatul tău, nu? Tot la trecut. Totul a trecut, nu? Da, uite, el... Poate că e mai bine așa, nu? Cu siguranță e mai bine așa. Dar poate tocmai dacă zici că le urezi casă de piatră, poți să, dacă te invită oamenii, poate... Nu, eu nu am de gând să fiu într-un cerc de prieteni... Și ei nu au de ce să fie prietenii mei sau cunoștințele mele. Eu niciodată nu o să am prietene de genul sau cunoștințe, că ea a spus că n-am fost prietene, deși am stat de 1000 de ori la aceeași masă și ne-am spus supărările în diferite momente. Eu nu am de ce să includ pe ei în viața mea sub nicio formă. Am înțeles. Bun, deci dacă vă întâlniți la magazin, nu e bine. Sper să nu ne întâlnim niciodată. Aia, deci nu trebuie să... Deci dacă te muți la el, vă întâlniți la magazin. Băi, fac magazin. Îmi fac magazin și eu. Fă-ți magazin, dar depinde unde la mine, la bloc. Deci, sau la mine.
Da, mai aveți ce, mai aveți da, ce vă doresc o seară bună și mulțumim toate pentru urări. Alexandra, să știi că se țin de mână ca doi porumbei. Așa este. Foarte bine, eu chiar mă bucur să văd că în sfârșit simte și el ceva pentru cineva. Poate ea e aleasa, ce să zic. Crezi că ea e aleasa? Dar crezi că posibil, pentru tine n-a simțit nimic? Și nebunia asta îi unește și felul că lor de-a fi. Dar crezi că pentru tine n-a simțit nimic când vine, simte și el cineva? Adică ce tu dar am... ce rost mai are să vorbim despre fosta mea relație cu el când el acum își oficializează relația cu Diana? Chiar nu are rost, nu vreau să simtă nici aproș și nici eu nu vreau să vorbesc despre asta. Bine, nu vreau să vorbești, dar acum să nu te super pe mine dacă spun la final că cumva rana ta nu s-a închis, că te enervează. După cum nu, mă enervează doar ce a făcut ea, atât. Pentru că am fost confidente, nu prietene, repet, și am stat la aceeași masă de foarte multe ori. Din respect pentru noi toți și pentru modul în care ne-am cunoscut. De ce îmi dă cineva să mănânc asta? Sau cum? Că nu înțeleg. Îmi dă cineva nu, mie dă să nimeni, mănânc nu sau cum? Nu dă nimeni să mănânci, Doamne ferește, dar în viața asta mai trebuie să ții cont de lumea în care trăiești. Dar mă rog, fiecare seama suntem construiți diferit, tu ai o gândire, eu am o altă gândire și faci fix ce vrei. Alexandra, bineînțeles că trăim într-o țară liberă unde putem să facem ce vrem. Da, pe de altă parte, înțeleg că voi v-ați despărțit de mai multă vreme. Tu ai, în perioada asta ai mai vorbit cu Diana? Da, chiar am vorbit acum vreo 2-3 luni, ultima oară, când m-a sunat, ea m-a invitat la locul ei de muncă, am mai vorbit tu. Eu asta spun, de ce le-au avut toți? N-ați fost prietene, Diana, ne-am dar ați fost apropiate. Fericite. Cunoștință, atâta tot. Știi ce mor eu de voi, măi, Diana? În lumea asta mare și plină de bărbați, Aurele, ridică-te în picioare să te vadă populația. Bă, voi vă bateți pe Aurică? Da. Dar ce are, mă? Băi, dar înseamnă că Aurică are ceva mare, un șarm periculos. Ce așa, are nu? El? Are ceva. Nu ne dăm, nu, să ne spună fetele ce are, nu putem chiar direct. Singura care se mai bate ea, acum, că alta nu mai există în viața lui și nici nu o să mai existe vreodată. Ce a zis? Alta nu o să mai existe, deci cu ea mori. Cu Dian. Cu Dian. Băi, să știi și tu, acum nu sunt, totul s-a întâmplat prea repede, nu? Trebuie să grăbim lucrurile ca să treci dar tu, Alexandra. Dar eu nu te-am cerut nicio explicație, am intrat... Nu explicație, spun ca să știi că tu... Dacă... Nu mă interesează ce faceți voi, nu vreau să fiu târâtă în subiectul vostru, nu caut bine, noapte bună. Fetisme la televizor, să nu-ți faci chiar cumva publicitate. Să nu ne noi nu vrem să ne facem publicitate pe spatele tău. Păi observ, tocmai de-aia nici nu vreau să vă dau nicio reacție de niciun fel și mulțumim. Vă doresc doar să fiți fericiți. Mulțumim frumos! Dacă frumos. Erați atât de fericiți, oricum nu trebuia să faceți oficial, putea să vă vedeți de viața voastră. Păi ei n-au vrut, noi i-am prins. Da, da. Și lor nici nu le-a surus ideea, sunt sigură. Acum, de ce nu? Dacă oamenii se iubesc, au vrut să spună. Probabil că tu spui că tocmai din cauza faptului că tu și cu Diana ați fost confidente într-un fel sau altul... Da, asta e singurul lucru care mă deranjează. În rest, absolut nimic. Sunt singuri, pot să facă ce vor, dar... Am înțeles. Eu nu aș fi făcut așa ceva niciodată. Dar, repet, eu nu sunt ca ea și ea nu e ca mine. Da. Ce să zic? Aia e. Păi... Să-i lăsăm să-și trăiască povestea de iubire, nu? Păi să nu te combin cu Ben, te rog. Nu, doamne. Alexandra, promite-mi. Nu, dar... Promit. Dar de ce, mă, ce are Ben? Pentru tine. Adică, ce are Ben? De fapt, ce n-are? Nu, să știi că eu, acum, na, ei îmi sunt dragi, toată lumea, eu... Toți suntem niște oameni ok. Da, dar tu ești o fată deosebită. Și eu cred că am mai văzut patru latere de-astea în lumea mondială, să știi. Da? Adică ce ar mai fi asta? Da, ar fi ultima. Se poate, să știi. Se poate, chiar a fost treaba asta. Merită un bărbat care să o iubească și o văd o tipă care, cu care dacă mergi la un e drum... E acasă. Să o iau, Aurică! N-are cum să o mai ce aici. Nu mai are cum să mai acasă, că la e grija mai ocupată de azi. Bianca, eu vin la tine acasă dacă tu mă iei. Te iau, draga mea. Doresc doar să fii fericită și știi cum e. Dacă tu ești atât de generoasă încât să le spui să fie fericiți, sigur va veni și jumătatea ta. Ai, normal că o să vină. Și eu doresc să fii fericită, tocmai am văzut un material. Du-te la Arsenie Boca, acolo s-a întâmplat. Mulțumesc. Da, de la Arsenie Boca, dacă vrei, du-te și tu acolo, poate să găsești jumătatea. Diana, eu ți-am zis, chiar nu vreau să intru în polemică. Gata, bine, gata. Din respect, te rog frumos să sigura. Ia uze. Gata că se îngrivează și faci... Adică, fii tu, doamnă. Bianca, bine. Eu vă las, chiar le doresc să fie fericit și poate cu altă ocazie să o să ne mai auzim. Sper Doamne din ajută! Suflet. Mulțumim, Alexandra! Te pupăm! Mă, fata a intrat, a fost decentă. Era de așteptat, s-a încheiat. Dragi porumbei, cu ce urmează în viața voastră?